În data de 9 ianuarie, în jurul orei 4 dimineața, au fost sustrase dintr-o casă din Moi suma de 55.000 de euro și bijuterii din aur în valoare de 50.000 de euro. În data de 18 ianuarie, primul suspect al acestui furt a fost reținut și prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu. Astăzi a fost reținut și fiul proprietarului casei, fiind suspectat de instigare la furt. A fost complice la furt? Ai vreo vină? Erau bijuteriile în Nicolindei? Romulus Negroiu, proprietarul casei predate, se pare că a oferit informații hoțului în legătură cu bunurile furate. El a fost reținut pentru 24 de ore și a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu. Extinzând cercetările în cazul furtului de bani și bijuterii comis în noaptea de 8 spre 9 dintr-un imobil amplasat pe raza comunei Bălteni, polițiștii au stabilit faptul că principalul suspect a fost instigat și ajutat de către un alt bărbat din aceeași localitate. Acesta a fost reținut pe timp de 24 de ore pentru comiterea infracțiunii de instigare la infracțiunea de furt calificat, urmând să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propunere de arestare preventivă. Parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Jiu urmează să stabilească ce pedeapsă va primi Romulus Negroiu pentru instigare la furt.